Domnule Gheorghe Kindriș, ați fost plecat în America. Acolo ați devenit imediat liderul românilor și v-ați ocupat de organizat evenimente pentru sufletul românilor din America și de promovat românii și România. Ați revenit în Maramureș, la Iehud. Ce sentimente v-au îndrumat pe drumul către casă? Lăudat să fie Iisus! Mulțumesc frumos de invitație. Da, am fost în America 9 ani de zile și am revenit în Iehud în 2010. Deci că aș vrea să încep cu a doua parte a întrebării și după aceea să revin la ce am făcut în America. Deci am revenit în 2010 pentru a sta mai aproape de cei dragi, pentru a sta aproape de părinții mei, care, din păcate, mama a plecat acum 2 săptămâni în ceruri. Și nu regret deloc că am revenit și am stat 5 ani cu ei. Și în special cu mama. Acum, am fost în America. Am fost și vă declar acum, probabil în premieră, că mă voi reîntoarce. Asta a fost și promisiunea, că o să stau în țară până trăiesc părinții și o să mă reîntorc și în America. O să mă reîntorc în America pentru că mie mi-a plăcut și în America, îmi place și în România și îmi place oriunde sunt. Și încerc să mă înconjur de prieteni și să promovăm ce este mai frumos în România. Legat de America. Deci am ajuns în 2002 și după ce am ajuns în America am găsit un grup de prieteni inimoși din toate zonele țării care la o idee de-a mea am început să umblăm îmbrăcați în costum popular din țară. Și așa am început, prima dată am fost 3-4, până am ajuns, am fost un număr mult, mult, mult mai mare. Și spre satisfacția mea au fost unii dintre prieteni din mai multe zone ale țării, care au spus că în viața lor nu au purtat un costum popular. Și pentru aceea și-au comandat costum popular. Mergeam la biserică îmbrăcați în costum popular duminica, cântam la biserică pricezne și vreau să vă spun că dacă eu am încercat tot timpul ca să fie o înțelegere între biserici, în America am reușit. Deci nu conta la ce biserică mergeam, dar mergeam în grup. Indiferent că era la ortodoxi, la catolici, la penticostari, la baptiști. Mergeam și le cântam pricezne, pricezne de ale noastre, care, normal, erau o frumusețe pentru cei care înțelegeau limba română. Cântam și pentru americani. Am început în 2003, cred că sau 2004, acest grup am început, am format un grup românaș. Am început în Detroit și am început să organizăm diferite evenimente. Am început cu un obicei. Asta doream noi să prezentăm la festivalul sau la întâlnirile care erau, obiceiuri și din țară, din toate zonele țării. Și am început cu o șezătoare care, informându-ne și din țară și din alte surse, era o șezătoare din toate zonele, cu puțin din fiecare zonă a țării. Și asta a fost prima acțiune. După aia, în anul următor, un mare festival la o catedrală în Detroit și Festivala Românilor, am pregătit o nuntă. Deci a fost ceva mai mare, mai complex, o nuntă tradițională românească. Aici a fost foarte frumos. Ce impuneam noi ca să fie toți în costume tradiționale, deci nu noutăți. Și a fost o reușită și prin faptul că a fost prezentată și la televiziunea internațională, că am invitat, a fost primul an când am invitat televiziunea română, TVR Internațional,
doamna Stella Nacu și a făcut o emisiune foarte frumoasă pentru TVR Internațional și pentru TVR. În anii următori am prezentat, am prezentat mai multe evenimente, am prezentat și un lăsat a secolului. Lăsatul secolului era în jurul datei de 1 martie și ne invită organizatorii ca să prezentăm un obicei de 1 martie. Zic, îmi pare rău, în ceea ce știu eu și deci nu vreau să impun, 1 martie nu e o sărbătoare atât de românească și atât de tradițională, dar având în vedere că e înainte de post, postul mare, zic, noi vă prezentăm un lăsat a secolului. Și am prezentat un lăsat a secolului din zona Ardealului, cu strigăturile și cu focurile de pe dealuri și cu tot ce se întâmplă la lăsatul secolului. După aceea am înființat cu același grup de prieteni Societatea Culturală Avramian, Română-Americană Avramian, care există și acum, sunt membru fondator la și am fost primul președinte la Societatea Avramiancu și începând cu Avramiancu, cu anul 2008, am organizat în fiecare an Ziua Națională a României. Atunci a fost 90 de ani de la Marea Unire și am organizat și de atunci colegii mei continuă să organizeze Ziua Națională a României. Vreau să spun că începând cu nunta, a fost o colaborare foarte bună și cu televiziunea română, care a venit în continuare la Detroit. În același an am organizat cu Societatea Culturală Avramiancu și un obicei de vară de oierit. Și cum am zis că are o rezonanță mai mare întâlnirea asta de la Certeze, de la Huta Certeze Sâmbra Oilor, am spus Sâmbra Oilor la Detroit. Și așa am început și chiar acum continuă colegii mei și au acum sâmbătă, au Sâmbra Oilor la Detroit. Ce am mai făcut în America? Am fost invitat în mai multe orașe cu stâna. Am mers și singur și am spus că e stâna iudienilor în diferite zone ale Americii. Am fost la Las Vegas, am fost la New York, pe Broadway, la Festivalul Românilor de pe Broadway, care se ține în jurul datei de 1 mai. Și acolo, pe Broadway, mi-am amenajat și eu o colibă și o stână, unde am avut oameni de vază care au vizitat coliba mea, pe care erau ambasadori din Washington a României și ambasadorul de la ONU. Și român pentru că era cel mai românesc punct de pe Broadway. Deci cam asta am făcut. Sper ca să unele dintre acțiuni ce v-am povestit să văd și pe internet, sunt pe YouTube și filmări de la nuntă și de la emisiunile care au fost date de la TVR Internațional. Anul acesta, pe data de 19 septembrie, aveți o invitație la Viena, unde veți spune Happy Birthday Bucharest. Știu că veți pregăti un moment special care este foarte așteptat acolo. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ce este vorba. Acum, invitația de la Viena, care va fi în 19 septembrie, a fost urmare a acțiunii noastre, a iordenilor din anul acesta, din luna mai, când am fost la Paris și am prezentat ruptul sterpelor, care e echivalentul sâmbrei oilor, la Mitropolia Ortodoxă de la Paris, de la Limur. Ei ne-au invitat tot văzând pe internet și m-am întâlnit odată cu un consilier al înaltului Iosif de la Paris la întâlnirea cu românii din diaspora în 2011, când acolo am prezentat ce făceam noi în America. Și atunci consilierul mitropolitului a spus, nu, și noi am vrea la Paris. Și de atunci am început discuția cu
acest eveniment la Paris și am și un văr care e acolo în consiliu la Paris și el a insistat ca să merg. Și am mers și am făcut un eveniment foarte frumos. Și văzându-ne la Paris, pe internet și pe asta, ne-au invitat la Viena. Întorcându-ne de la Paris, am zis la grupul care eram la Paris, trebuie să găsim un nume la grupul Eudenilor. Și atunci a luat naștere și grupul sau asociația Zestrea Eudului, prin care vrem să promovăm tot ce are mai frumos Eudul. Și am fost invitați la Viena, la Happy Birthday Bucharest, un eveniment care e organizat de o asociație din Viena și de familia Martin, Petre Martin și Ana Moroșanu Martin, cărora doresc să le mulțumesc pentru invitație și pentru încredere. Dar eu le-am propus ca nu putem merge cu același obicei, pentru că în septembrie și la O este alt eveniment în toamnă. Este năpustitul berbecilor, îi spune la noi, dar le-am propus să prezentăm un obicei de nuntă. Și vrem să le prezentăm un obicei de nuntă, normal, câteva momente mai interesante din cadrul nunții tradiționale. Sigur vom fi îmbrăcați în costume adevărate de la noi din Eud și le-am propus ca la această nuntă să fim și cu bucătăria specifică nunții la Eud. Mâncăruri tradiționale pentru nuntă, începând de la plăcinte, pancove, haluște, sarmale, zamăgie, pui și tot ce e specific nunții tradiționale, nu meniurilor sofisticate de acum. Cum este viața unui român în America? Viața unui român în America, și aș vrea să punctez un pic și din viața mea în America. Deci poți să spui de viața fiecăruia prin deduceri sau prin spui că știi, dar nu știi, că nu știi nici viața ta exact 100%. Deci viața unui român în America este foarte frumoasă dacă reușește să adapteze mediului din America. Și în America este foarte ușor de adaptat dacă îți dorești. Și am spus-o de multe ori că cei care nu se adaptează în România nu se adaptează nici în America. Și e foarte bine ca cei care sunt greu de adaptat să stea acasă. Acasă se descurcă un pic mai bine. Acolo când te trezești, că totuși ești în cursul săptămânii, îi doar muncă, muncă, muncă și ești un pic singur. Dacă ai noroc, poate fi noroc sau poate fi dezavantaj că lucrezi cu români, poate fi și un avantaj și un dezavantaj. Pot să spun pentru mine că a fost în primii 2 ani sau 2 ani a fost un dezavantaj. Că eu necunoscând limba engleză, am lucrat cu mulți români și vorbeam românește. Mergeam la școală și vorbeam românește. Și în al treilea an, când mi-am schimbat locul de muncă și eram cu 1-2 români și nu aveam contact la servici, trebuia să discutăm cu americanii, atunci am progresat foarte mult. Deci acolo, în cursul săptămânii, toată lumea e lucru și acasă. Deci se lucrează foarte mult, mai mult decât în România, acolo 40 de ore minim pe săptămână. Și îți doresc să lucrezi și mai mult, pentru că tot ce depășește 40 de ore se plătește o dată și jumătate sau de două ori, dublu. Deci te face ca să îți dorești să muncești cât mai mult. Ce-i frumos și dacă reușești să te încadrezi sau să-ți găsești prieteni români, sâmbăta și duminica. Deci nu este o sâmbătă sau duminică când nu te întâlnești cu românii la un grătar sau la o întâlnire și duminica la biserică. Și la fiecare biserică este o sală unde se întâlnesc românii și discută tot ce s-a întâmplat
în cursul săptămânii, să beau o cafea, să mănânc o prăjitură, după liturghie. Deci cam asta e viața. Dar acolo sunt cinci mari sărbători, atât au americanii, cinci mari sărbători care sunt plătite și de regulă se întâmplă să fie, deci, marța, joia și se face un weekend lung, un sfârșit de săptămână lung și atunci toată lumea zboară în toate direcțiile Americii. Numai 4 iulie îi o dată care restul sunt zile fixe. Deci cam asta ar fi. Viața e frumos, e liniște, e pace, dacă vrei să ți-o găsești. Cum este viața la Yehud și cum decurge o zi din viața yehudenilor? Acum, la Yehud, eu am avut în ăștia 5 ani, în ultimul an am stat efectiv la Yehud. Viața yehudenilor e frumoasă de sărbători, de Sfântă Mărie, de Paști, de Crăciun, de Rusalii. În rest, e cam liniște și pace. Pentru că, în rest, toți, majoritatea yehudenilor tineri sunt plecați în toată Europa. Deci se întorc la sărbătorile astea mari și păi liniște. Pentru mine a fost bine, am stat cu părinții, am lucrat grădina de acasă și am făcut tot ce trebuie pe lângă casă, dar marea lucrare a fost că am stat aproape de mama și de tata. Ce vă place să faceți cel mai mult în această viață? E o întrebare foarte dificilă și poate sunt mai multe lucruri care îmi plac, dar am să mă opresc la partea de tradiție și folclor. Deci îmi plac multe lucruri în viață, nu pot să spun că urăsc ceva, că eu nu urăsc și tot îi îndemn pe mulți să spună când zic că te urăști, nu te urăște nimeni sau nu urăști nimic, și probabil nu te iubești, că e o diferență. Deci nu. La tradiții și folclor. Deci în America am scris o pagină la ziarul Curentul Internațional, aveam o pagină săptămânală de tradiții și folclor. Și acolo am promovat folclorul. Probabil sunt un pic cam dur și îmi spun și prietenii legat de lucru că eu nu pot să accept sau nu vreau să accept abaterea de la adevăratul port, de la adevăratele obiceiuri. Înțeleg și eu că lumea nu stă pe loc, dar prin încăpățânarea mea încerc să pun frână, un pic de frână, sunt conștient că se vor schimba, că e normal că se schimbă și obiceiurile și portul, dar încerc să frânez această viteză de schimbare și la obiceiuri și la port. Și oriunde îs și eu implicat cât de cât în partea de obiceiuri sau ce prezentăm noi acolo, să știe că nu admit decât portul și obiceiul să-l prezentăm așa cum a fost. Lucrul cel mai dureros pentru mine și încerc să cât pot să mă abțin, să nu supăr pe nimeni. Văd la tinerii artiști, tinerii interpreți care au reușit așa ca și au ieșit foarte mulți în ultimul timp și care au dar și care nu au și care pot și care nu pot. Dar cu bani fac orice. Și când văd costumațiile care, din păcate, în special mă leg cel mai mult de zadiile la femei, atâtea combinații de culori, care, eu înțeleg că trebuie să mai schimb culorile, da? Dar trebuie să întrebe cineva, trebuie să combine culorile. Deci în orice lucru. Deci nu poți să pui două culori lângă o altă care nu au nici în clin, nici în mânecă.
Și am avut niște prieteni care s-au supărat tare că am spus că nu se poate așa ceva. Dar fiecare cu treaba lui și viața merge înainte. Sigur, culorile au și ele tradiția lor. Și fiecare reprezintă câte ceva. Ați atins un lucru și îmi doresc, cum am eu, un vis. Sau două, un vis. Un vis am în viața asta să fac un restaurant tradițional undeva. Și acum tot mi se înfiripă mie că poate să-l facem în America. Dar a doilea era, când a început să apară zadile astea cu culorile, am vorbit cu domnul director Dâncuș de la muzeul din Sighetul Marmației să mă sprijine să scot un album cu poze, cu port de zadii din Maramureșul istoric. Și din discuțiile cu dânsul și eu știu când eram mai tineri, când mergeai la târg sau oriunde în Maramureș și vedeai o femeie îmbrăcată cu zadii de anumită culoare, deci după culoare și după dimensiunea vârstelor sau după... Asta știai, îi din Ieud, îi din Dragomirești, îi din Bârsana, îi din Slătioara sau de unde. Deci și după culoarea din la zadii și după traistă. Și traista, pătrățelele la trăstile în alea colorate, fiecare comun avea specificul ei. Ca dimensiune la vârstă, la pătrățele sau la vârstă, și la culori, la combinarea culorilor. Dar m-am uitat la, și la țoluri vechi de la noi, care au multe culori, dar aveau gust. Femeile aveau gust de a combina culorile. Deci asta doresc și la tineretul din ziua de astăzi. Dintre toate obiceiurile din Maramureș, care este preferatul noastră? Dintre obiceiurile, deci pot să spun că... Deci toate îmi plac, care se păstrează. Și la noi în Iud, a început ca tineretul să facă nuntă tradițională, probabil și la insistențele și încăpățânarea mea și altora, nunți tradiționale, îmbrăcați tradițional. Și le spuneam și eu, deci pentru frumusețea pozelor care să le aveți voi peste 20, 30, 50 de ani, poate dispare total portul atunci, dacă nu ținem de el, dar voi o să aveți un album pe care o să-l admire toată lumea și zic, și dacă la miezul nopții vă îmbrăcați în rochie și în costum. Dar încă un lucru, tot la insistențe mele, foarte mult, enorm de multă lume și tineret își face costum și am găsit și o sursă de cizme țărănești și cred că acum se apropie de 100 de perechi, am în 2 ani de zile, când am comandat eu cam 100 de... Am avut anul trecut 60 și am mai comandat de Paște vreo 20 și acum am 25 pentru 14 august de cizme țărănești. Da, și să revin, probabil cel mai frumos obicei pentru mine îmi rămâne nunta, care are mai multe puncte specifice. Dar ce n-am făcut și probabil o să facem și sau în America sau în... în America am făcut botez. N-am făcut moșele, când vin... femeile vin la moașa satului și e o frumoasă sărbătoare, care... Aia încă n-am făcut-o, dar sperăm să o facem. După cum spuneați, văd că aveți niște proiecte pentru America. Pentru România? Da, pentru... Acum că sunt liber, cum îmi place să spun, deci obligații... Obligația aici, obligația mea.